Suntem în Iosua și cuvântul de ordine este moștenire. Și am văzut că moștenirea, deși Dumnezeu ne-o dă, noi trebuie să o cucerim. Prima mare lecție a fost că promisiunile lui Dumnezeu nu pot fi rupte, nu pot fi separate de așteptările lui. Așa începe cartea Iosua. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, robul meu Moise a murit, scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara, observați toate verbele, îl vizează pe Iosua și poporul, dar țara o dă Domnul, țara pe care o dau copiilor lui Israel. Și versetul 3 continuă, orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau eu, cum am spus lui Moise. Și aș putea citi textul mai departe, ați văzut cum se împletesc responsabilitatea lui cu responsabilitatea noastră. Intrarea în moștenire este condiționată de răspunsul credincioșiei noastre. În anul trecut am văzut că există pericole pe cale, poți să-ți pierzi credința, se poate rupe relația cu Dumnezeu. Ca să eviți acest pericol, trebuie să răspunzi cu credincioșie la credincioșia lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu fiind același, regulile lui nu s-au schimbat, deși am schimbat legămintele, testamentele, ne-am mutat de pe un plan pe altul, nu mai cucerim țări pe acest pământ, ci avem de cucerit altceva, avem o altfel de luptă de dat, dar principiul rămâne. Dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot ce privește viața și evlavia, de aceea dați-vă și voi toate silințele și textul continuă să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința și așa mai departe. În capitolul 2 am mers pe urmele iscoadelor, am trecut în Not, probabil Iordanul, care se revărsa peste maluri, am intrat în Ierihon și am auzit o femeie stricată vorbind despre Dumnezeul lui Israel. Și am văzut că faima Domnului, prezența Lui merge înaintea noastră. Cu alte cuvinte, ne-am tras răsuflare și am zis, Domnul este cu noi, țara o vom cuceri. Dragii mei, Dumnezeu oferă dovezile credincioșiei Lui ca să întărească, să ajute credința noastră. Am trecut în revistă atunci toate minunile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru ei în campania lor militară. Astăzi ne întoarcem să le luăm pe rând și am ajuns la prima dintre ele, la prima minune, la trecerea Mării Roșii în Egipt și ceva asemănător acum la trecerea Iordanului. Este o paralelă între cele două, pentru că și într-un caz și în celălalt, Dumnezeu a făcut o minune, a despărțit Marea Roșie ca din Egipt să poată veni spre muntele Domnului, de data aceasta desparte Iordanul înaintea lor. Principiul pe care aș vrea să-l luăm cu noi din capitolul 3 se desprinde din istorioara pe care o puteți citi și majoritatea o știți foarte bine. Doar ascultarea credinței activează puterea lui Dumnezeu pentru noi. Doar ascultarea credinței activează puterea lui Dumnezeu pentru noi. Versetul 9 din capitolul 3. Iosua a zis copiilor lui Israel, apropiați-vă și ascultați cuvintele Domnului Dumnezeului vostru. Iosua a zis, prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru și vă izgoni dinaintea voastră pe cananiți, pe hetiți, pe heviți, pe fereziți, pe ghirgasiți, pe amoriți și pe iebusiți. Iată chivotul legământului și notați-vă rog cum îl numește pe Dumnezeu. Iată chivotul legământului Domnului întregului pământ va merge înaintea voastră în Iordan. Și de îndată ce preoții care duc chivotul Domnului Dumnezeului întregului pământ vor pune piciorul în talpa în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica în două, și anume apele care se coboară din sus se vor opri grămadă. Versetul 14. Preoții au ieșit din corturi, poporul a ieșit din corturi ca să treacă Iordanul și preoții care duceau chivotul legământului au pornit înaintea poporului. Când preoții care duceau chivotul, a cui este chivotul? Al Domnului Dumnezeului întregului pământ, preoții care duceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-au înmuiat picioarele în marginea apei, căci Iordanul se revărsa peste maluri, în tot timpul secerișului, apele care se coboară de sus s-au oprit și s-au înălțat grămadă la o foarte mare depărtare de lângă cetatea Adam până lângă Tartan.
Iar apele care se coboară spre Marea Câmpiei, care este Marea Sărată, s-au scurs de tot. Poporul a trecut în fața Ierihonului. Preoții care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat în mijlocul Iordanului, în timp ce tot Israelul trecea pe uscat, până ce a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul. Da, Dumnezeu oferă dovezile credincioșiei Lui ca să întărească credința noastră. Însă puterea Lui Dumnezeu pentru noi este activată doar de ascultarea credinței noastre. Observați cum se îngemănează cele două aspecte. Este partea Lui, a Lui este puterea, El desparte Iordanul, El dărâmă zidurile. Dar lucrurile acestea se întâmplă doar dacă noi ne facem partea noastră. Dacă credința noastră rodește faptă, dacă prin ascultarea credinței facem ceea ce Dumnezeu ne cere. Iordanul s-a despărțit când preoții care duceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-au înmuiat picioarele în marginea apei. Dacă ar fi stat la un jumătate de metru de apă să aștepte despărțirea Iordanului, probabil că ar fi trecut săptămâni, luni, ani și am fi îngropat pe toți de la Iordan până la Sitim. Iordanul nu s-ar fi despărțit niciodată. Dar care dintre noi ar crede că toiagul lui Moise a despărțit Iordanul sau că talpa picioarelor preoților au despicat apele? Dacă eu aș fi fost preotul din față care duceam chivotul, aș fi zis în gândul meu celui din dreapta, dacă eram în stânga celor din spate, eu număr până la trei. Și când zic trei, săriți cu toții și loviți apele Iordanului și ele se vor despărți. Cred că e o glumă și copiii ar zâmbi. Dar dacă nu toiagul lui Moise și nu talpa piciorului au despărțit Iordanul, care este totuși rolul toiagului lui Moise, a gestului lui, a ascultării lui Moise și care este rolul talpei piciorului preoților în despicarea Iordanului? Las Vechiul Testament și vin în Noul Testament ca să regăsesc principiul acesta pe paginile lui. M-aș opri lângă prima rugăciune a lui Pavel din Efeseni, capitolul 1, versetul 17. Mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bucuria slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi, credincioșii, vă rog, notați, nu față de toată lumea, față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale. Față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale. Și textul continuă. După lucrarea puterii tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a așezat la dreapta Sa în locurile prea înalte. Aceeași putere Dumnezeu o lasă să opereze și pentru noi, credincioșii. Notați, vă rog, nu pentru toată lumea, ci doar pentru credincioși. Dar ce să fie această putere a lui Dumnezeu? Cred că puterea lui Dumnezeu față de noi, credincioșii, se manifestă prin lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre. Aș începe cu o primă întrebare. Când mă uit în jur, văd biserici care sunt lipsite de putere, creștini care se târăie în viața de credință, suntem mai mult jos decât sus și mă întreb, unde-i puterea? Ce s-a întâmplat cu ea? Ce împiedică lucrarea acestei puteri nemaipomenite? Care este nemărginita mărimea puterii lui Dumnezeu față de noi credincioși? Ce anume o împiedică în viața noastră? Mi-aduc aminte de o întâmplare din viața Domnului Iisus Hristos. A vindecat un îndrăcit, scoțând duhul necurat din el, mulțimea era adunată în jurul lui și din spate a auzit o voce, scoate dracii cu degetul lui Belzebul. Domnul Iisus zâmbește și le întoarce vorba. Orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustită și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta. Când Domnul Iisus spune orice împărăție, nu uitați, El vorbea despre împărăția Întunericului, scoate dracii cu degetul lui Belzebul. Din câte știu în lumina Scripturii, am doar două împărății, împărăția Întunericului și împărăția Luminii. Dacă orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustită, nici împărăția lui Dumnezeu n-ar putea dăinui dacă ar fi dezbinată împotriva ei. Dar
cum să dezbin puterea sau împărăția lui Dumnezeu? Dragii mei, dacă aș aduce și aș esențializa într-un fel împărăția lui Dumnezeu, nu pot reduce dincolo de Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Imaginați-vă, dacă aș putea să-L dezbin pe Tatăl împotriva Duhului, pe Duhul împotriva Fiului, pe Fiul împotriva Tatălui, împărăția lui Dumnezeu n-ar dăinui, n-ar exista. Cu alte cuvinte, dacă Duhul lui Dumnezeu, care este puterea lui Dumnezeu în viața mea de credincios, dacă Duhul lui Dumnezeu ar trebui să meargă împotriva Tatălui, Duhul, dragii mei, mă lasă pe mine și se alipește de Tatăl. Împărăția lui Dumnezeu nu poate fi dezbinată. Și de aceea există momente în viața noastră când puterea ne părăsește, când suntem scoși din priză, când suntem rupți de sursa puterii. Puterea nu există în noi, așa cum puterea nu există într-un aspirator. Dacă ai scos cordonul din priză, aspiratorul se oprește, sau orice alt lucru pe care îl folosești și are nevoie de putere din afara lui. Tatăl a decretat, plata păcatului este moartea. Moarte înseamnă despărțire, scoatere din priză, rupere de sursa puterii. Dacă plata păcatului este moartea, este normal ca păcatul să ridice un zid de despărțire între mine și Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este sursa puterii, am fost separat de această sursă a puterii. Dar binecuvântat să fie numele Tatălui, că El a dat Duhului Sfânt, în ciuda faptului că Duhul trebuie să-și oprească motoarele în mine când păcatul este prezent în viața mea, i-a dat un mandat care vizează întreaga lume. Când va veni El, Duhul Sfânt, spune Domnul Iisus, va dovedi lumea vinovată, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Când păcatul este prezent în viața mea, singura funcție a Duhului Sfânt este să mă dovedească vinovat. Asta e singura funcție a Duhului Sfânt. Nu poate face nimic altceva pentru mine. Dragii mei, și asta o face o vreme. Pentru că efectul păcatului nu doar că mă înșală și mă înfășoară lesne, ci mă și împietrește. Și textul din Evrei spune, astăzi dacă auziți glasul Duhului Sfânt, cum adică dacă auziți? Problema nu e că Duhul nu vorbește, problema este că mi s-a depus ceară în urechi spirituale, ceea ce te vorbind, și indiferent dacă ar striga Dumnezeu la mine, nu mai aud. Am fost separat de această sursă a puterii. Dacă în schimb dau curs acestei funcții de avarie a Duhului Sfânt, Duhul Sfânt, după ce m-a dovedit vinovat și eu accept această lucrare, mă ia cu gingășie și mă duce la Hristos. Și Domnul Iisus Hristos este jertfă de ispășire și mare preot. Și acolo, în fața scaunului Harului, găsesc ajutor la vreme de nevoie. Ce extraordinară lucrare! Odată ce păcatele mele au fost spălate, am fost curățit de păcat, dreptatea Tatălui a fost onorată și Duhul lui Dumnezeu își poate relua lucrarea în viața mea. Cu alte cuvinte, ascultarea credinței activează puterea lui Dumnezeu în viața mea. Pentru că vorbim despre nemărgita mărimea puterii lui Dumnezeu, care se manifestă prin lucrarea Duhului Sfânt, aș veni în Romani, în acea parte din carte care este adresată credincioșilor. În primele trei capitole, Pavel condamnă și dovedește lumea vinovată. În 3:21 începe să vorbească despre oferta mântuirii lui Dumnezeu, dar acum s-a arătat o neprihănire, o dreptate pe care dă Dumnezeu, fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. În 5:1 deja am intrat pe poartă, am intrat în această stare de har în care suntem. Din 5, Pavel nu mai vorbește cu necreștinii, cu cei de afară, vorbește cu noi, cei care ne numim credincioși născuți din nou. În 6, el începe cu o întrebare, să păcătuim mereu ca să mulțească harul? Ferească Dumnezeu, spune el. Și în continuare, în 6 până în 7:24, vorbește despre relația dintre creștin și lege. Dragii mei, când creștinul calcă legea, pentru că libertatea de a spune nu lui Dumnezeu, de a alege moartea, nu mi-a fost luată, nici după nașterea din nou, eu rămân în furca edenică a alegerii între viață și moarte. Când am spus nu lui Dumnezeu și da lui Satan, legea mă condamnă. Legea este procurorul lui Dumnezeu. Când legea este împotriva mea, Duhul lui Dumnezeu trebuie să facă un pas înapoi.
V-am spus, nu poate face nimic altceva decât să mă dovedească vinovat, să lucreze împreună cu legea lui Dumnezeu în nădejdea faptului că voi recunoaște, voi rezolva problema ca să se poată relua viața creștină. Dacă persist în starea aceasta a refuzării lucrării Duhului Sfânt, asta este hula împotriva Duhului Sfânt, urmează tăierea din măslin. Cu alte cuvinte, mâna care m-a altoit mă va tăia afară. Eu sunt acolo, rămân acolo prin credință. Dacă credința mea sau necredința mea în Hristos, dragii mei, persistă, mâna lui Dumnezeu este cea care mă taie afară, spune Pavel în Romani. Aș lua secțiunea despre creștinul și Duhul Sfânt, pentru că vorbim despre puterea lui Dumnezeu și felul în care o activăm în viața noastră. Ceea ce trebuie să știu în primul rând este legea pe care Pavel, este o lege universal valabilă, o pune înaintea noastră în versetul 16 din capitolul 6. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați? După care mi se oferă opțiunile. Fie că e vorba de păcat care duce la moarte, fie că e vorba de ascultare care duce la neprihănire. Observați furca edenică înaintea credinciosului, furca aceea alegerii între viață și moarte, este în permanență înaintea noastră. De ce, dacă mă dau rob păcatului, moartea este cea care mă așteaptă? Pavel spune în 1 Corinteni 15:56, boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Imaginați-vă păcatul personificat, aliat cu legea lui Dumnezeu, împotriva mea. Ce nădejde mai am? Absolut nici una. Lasă-mi voie să las pe Pavel să ne descrie pe un om care s-a vândut rob păcatului. Poate cuvântul vândut rob vă sună ciudat. Niciunul dintre noi nu ne vindem rob păcatului. Hai să o pun în termeni mai simpli. Te vinzi rob păcatului în momentul în care deschizi ușa pentru păcat. Păcatul nu poate da buzna peste tine. Tu trebuie să îl înviți în viața ta. Nu contează că e mic sau mare, că e în gând sau în faptă. Dacă ai deschis ușa pentru păcat, păcatul intră, dragul de el, că abia așteaptă să intre în viața ta, a fost scos afară și dacă intră de multe ori, intră cu alte 7 duhuri mai rele decât primul. Cum arată un astfel de om care a deschis ușa pentru păcat? Capitolul 7, versetul 14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați? Mă vând rob păcatului când deschid ușa pentru păcat. Dar uitați ce urmează. Nu știu ce fac. Nu fac ce vreau. Fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Ce stare ciudată! Eu să nu pot fi stăpân pe mine însumi, să fac ceea ce știu că trebuie să fac, să fac ceea ce vreau să fac, ceea ce e bine să fac. Cu mintea am primit legea lui Dumnezeu, îmi place legea lui Dumnezeu, dar controlul vieții mele, tot pupitrul de comandă este sub degetele altcuiva. Nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Dar ce caută păcatul? Nu cumva tu însuți l-ai invitat? Ascultați-l pe Dumnezeu vorbind cu Cain. Păcatul pândește la ușă. Tu poți să-i deschizi ușa sau poți să stăpânești, să-l ții afară. Știu un adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Unde-i puterea? Dragii mei, ceva s-a întâmplat, cineva m-a scos din priză, ceva s-a interpus între mine și sursa puterii. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine, care a pus stăpânire pe viața mea. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege. Observați, două legi în conflict. Două legi, exact ca cele două forțe din Iosua, cananiții și armata lui Iosua în luptă.
dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Răspunsul lui Pavel, după ce trage aer în piept, este simplu, Domnul Iisus Hristos. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru, Domnul nostru. Oare ne mirăm de faptul că Apostolul Ioan le scrie în prima epistolă destinatarilor, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dacă stăm și ne gândim la viața noastră, cu câtă ușurință deschidem ușa păcatului, uneori pentru un pumn de arginți, uneori pentru ca să-mi păstrez postul la servici, uneori pentru o notă mai bună, mint, copiind sau furând, pentru nimicuri deschidem ușa păcatului, pentru că nu înțelegem mecanismele pe plan spiritual care se pun în mișcare. Și avem impresia că Domnul Iisus este o mașină de spălat în care ne aruncăm hainele, că oricum avem destule altele în garderoba noastră. Dragii mei, lucrurile sunt mult mai complicate. Dacă n-ar fi așa, Dumnezeu ar fi risipit sângele scump al Fiului Său. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. O primă concluzie, ceea ce împiedică manifestarea puterii lui Dumnezeu în viața noastră, lucrarea Duhului Sfânt, este păcatul. Și de aceea Ioan continuă, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit și observați ce e de făcut într-o astfel de situație, cum scap? De ce Pavel spune, după o nenorocitul de mine, mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos? Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Observați, al cunoaște pe Dumnezeu și asculta de Dumnezeu merg mână în mână. Când eu nu ascult pe Dumnezeu, nu cunosc pe Dumnezeu. Prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos. Și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Cu alte cuvinte, dragostea mea față de Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu față de mine a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Suntem în el. În Roman, capitolul 8, primele 4 versete, Pavel ne spune ce înseamnă să fii în Hristos. Mai întâi ne-a spus ce înseamnă să nu fii în Hristos, să fie păcatul în tine, să locuiască păcatul în tine. Când păcatul locuiește în tine, n-ai absolut nicio putere să faci binele. Deși știi ce ai de făcut, nu poți să faci, îți lipsește puterea, ești rupt de sursa puterii. Dar când păcatul a fost rezolvat și când Domnul Iisus Hristos a venit și a făcut lucrarea prin Duhul Său în viața ta, Pavel continuă cu versetul următor. Acum, dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului, care păzesc cuvântul lui Dumnezeu. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și puțin mai sus, Pavel a vorbit despre două legi care se luptă în mine. Sunt situații în care legea păcatului și a morții este mai puternică. De ce? Pentru că legea Duhului de viață a devenit neoperantă în viața mea. Dacă aș desena textul acesta și m-aș așeza pe mine, pe tine, oricare dintre noi, poate fi bărbat, femeie, copil sau bătrân, noi suntem între aceste două forțe. Pe de o parte este Duhul Lumii, șoapta lumii, mersul lumii. Dumnezeu ne-a creat din țărână și păcatul ne-a lipit de țărână, dragii mei. Și a lipit țărâna de noi. Și de aceea Duhul Lumii, șoapta lumii și mersul lumii sunt extrem de atractive. Toate sclipesc înaintea ochilor noștri. Interesant este că Dumnezeu nu ne ia din lume, ci Dumnezeu contrapune acestor forțe alte forțe mai puternice. Duhul Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu și Biserica. Dragii mei, cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume, cu condiția să aibă libertatea să lucreze în viața mea.
cu condiția să nu obstrucționez lucrarea acestei puteri a lui Dumnezeu în viața mea prin necredința mea. Păcatul este necredința în Hristos, ne spune Ioan. Asta este legea lui Dumnezeu. Dragii mei, un om care vrea să trăiască în plinătatea ofertei lui Dumnezeu, trebuie să deschidă toate robinetele forței sau legii de viață care este în Hristos Iisus. Nu uitați, noi alegem între viață și moarte. Noi alegem să ne dăm rob fie păcatului, fie ascultării. Dacă mă dau rob păcatului, drumul duce la moarte. Forța aceasta crește în mine pentru că Duhul Sfânt își oprește lucrarea și mă împinge spre moarte și nu mă pot împotrivi. Nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Dacă aș vrea prin puterile mele să fac ce am făcut ieri, câtă vreme păcatul n-a fost în viața mea, ascultați versetul 3. Căci lucru cu neputință legii. Legea lui Dumnezeu este în mintea mea. Am fost născut din nou. Iubesc legea lui Dumnezeu. Îmi place legea lui Dumnezeu. Lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o face fără putere. Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Iar capitolul 6, versetul 8 la 14 continuă. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, dacă ne-am mărturisit păcatul, dacă păcatele noastre au trecut pe El și am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, împreună cu El. Versetul 10. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Ascultați-vă, ascultați versetele care urmează, poruncile care ni se dau. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Domnul. O, da, Doamne, dar Iordanul se revarsă peste maluri. Dar cum am putea călca? Nici nu știm ce-i sub luciul apei. Cum am putea să răsturnăm chivotul să pățim ca și Uza? Nu, nu se poate. Dragii mei, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dacă ești în Iisus Hristos, legea Duhului de viață este liberă să opereze. Și de aceea Pavel îndrăznește să dea astfel de porunci. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor. Ușor de zis, greu de făcut. Dacă nu cunoști legile lui Dumnezeu, păcatul te minte și zice, nu pot, nu pot. Zile trecute am stat de vorbă cu cineva care trăiește de ani buni în păcat. S-a uitat în ochii mei și îmi spune, știu, dar nu pot să mă despart de el. Nu pot, nu pot. Dragii mei, asta este minciuna celui rău. Minciuna celui rău. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, să nu mai ascultați de poftele lui, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu. Spuneți-mi, ce ai zice despre Dumnezeu să-ți dea astfel de porunci și să nu-ți dea resursele să le împlinești? Eu n-am nevoie de un astfel de Dumnezeu. Dacă El îmi dă astfel de porunci, înseamnă că trebuie să existe și resurse pentru împlinirea lor. Și versetul următor vine și aduce lumină. Ca vii din morți cum era, dați-vă lui Dumnezeu, ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Și versetul 14 spune, căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră. Nu va mai stăpâni asupra voastră. Cu alte cuvinte, am impresia că sunt legat. Prin credință zic, nu sunt legat și merg mai departe. Și spre mirarea mea, văd că nu sunt legat. Ce s-a întâmplat? Dragii mei, ceva a frânt puterea păcatului care mă ținea rob. Ce a fost acel ceva care a frânt puterea păcatului? Este legea Duhului de viață în Hristos Iisus. Observați, legea Duhului de viață a învins forța păcatului în viața mea. Lucru cu neputință legii, dar putință, cu putință Duhului Sfânt. Păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Aici este cheia. Ce înseamnă să fii sub lege? Dragii mei, nu înseamnă să fii sub vechiul legământ. Aseară am primit un telefon
Și am vorbit cam o oră și jumătate. Am ascultat o oră și jumătate. Toată eram foarte grăbit, dar nu mi s-a întâmplat să am astfel de telefoane în viața mea. Un om spune, am atâția ani și m-am hotărât să trec la iudaism. Am citit Biblia de 17-30 de ori, nu știu de câte ori, și am găsit o groază de contradicții în Noul Testament. Nu cred că Iisus este fiul lui David, nu cred că mă întorc înapoi sub lege. L-am întrebat numai la sfârșit, te-ai tăiat împrejur? Nu, dar urmează, Doamne ajută. I-am spus, Pavel îți spune doar atâta. Dacă primește ceva tăierea împrejur, este dator să împlinească toată legea. Cine vrea să fie socotit neprihănit prin lege, s-a despărțit de Hristos, a căzut din har. Dar dacă nu crezi în Iisus, nu crezi în Noul Testament, nici n-ai rost să-ți citezi versete, pentru că oricum este degeaba. Deci, a fi sub lege nu înseamnă a te lepăda de Hristos și a te întoarce la Moise, ci a fi sub lege înseamnă a fi sub acuzarea legii. Spuneam, legea e procurorului Dumnezeu. Dragii mei, legea apără dreptatea lui Dumnezeu. Când păcatul a intrat în viața mea, legea vine și pune degetul pe păcat. Și pentru că Dumnezeu a zis, plata păcatului este moartea, legea nu se liniștește până când legea nu este aplicată. Când eu îmi mărturisesc păcatul, trec de sub lege, sub har. De ce e atât de periculos să fiu sub lege? Deci să fiu cu păcate nerezolvate în viața mea. Pentru că boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Când păcatul a intrat în viața mea, păcatul îl are ca aliat sau are ca aliat însăși legea lui Dumnezeu. Acum imaginați-vă să lupt și cu diavolul și cu Dumnezeu deodată. Amândoi sunt împotriva mea. Ce nădejde aș putea avea? Ce șanse? Niciuna. Ceea ce împiedică lucrarea Duhului Sfânt în viața mea este păcatul. Până când păcatul nu este rezolvat, dragii mei, vreau să fac binele, răul care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Nu pot decât să-mi pun mâinile în cap, zic, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Interesant că seara vorbeam despre Domnul Iisus, despre păcat, dar dacă te-ai întors la vechiul legământ, nu te mai interesează nici păcatul, nici jertfele, nu te mai interesează nimica. Dragii mei, când îmi mărturisesc păcatul, când las pe Duhul lui Dumnezeu să-și împlinească această funcție de avarie, să mă ducă la tronul lui Hristos, păcatele mele trec asupra Domnului Iisus, legea vede sângele Domnului Iisus și se liniștește. Dreptatea Tatălui, onoarea Tatălui este apărată, iar eu sunt liber. Liber de păcat și Duhul Sfânt este liber să-și activeze puterea în viața mea. Duhul Sfânt este liber să lucreze doar în acela care și-a mărturisit și și-a rezolvat păcatul. Și ceea ce este extraordinar este că Dumnezeu nu mă lasă singur nici măcar în această stare căzută, ci este acolo să facă tot ce poate pentru mine. Când Domnul Iisus a vorbit despre plecarea Lui și reîntoarcerea prin Duhul Sfânt în noi, El a zis și când va veni El, va dovedi. Observați, eu nu mă pot dovedi vinovat pentru că am ales păcatul și păcatul te orbește. Vine Duhul lui Dumnezeu și prin conștiința mea, prin cuvânt și frați, vine și lucrează la viața mea. Va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Orice păcat este dovada materială a faptului că nu crezi în Hristos, crezi în Satana. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia a fost judecat. Domnul Iisus Hristos, când se reîntoarce cu Duhul Său cel Sfânt în noi și face această lucrare, îmi deschide ochii să văd că sunt între două lumi și l-am crezut pe mincinosul. Și când recunosc lucrul acesta și îmi cer iertare, mărturisesc păcatul, sângele lui mă curățește de orice păcat. Dragii mei, ascultarea credinței activează puterea lui Dumnezeu pentru noi. Primul pas al ascultării credinței este pocăința de faptele moarte și credința în Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dau crezare Duhului Sfânt. Las cuvântul, care este o sabie cu două tăișuri, să taie în mine, să spun păcatului pe nume.
Al doilea pas al ascultării credinței este, acum că sunt liber, pot să calc în Iordan. Dar ca să calc în Iordan, îmi pun o întrebare. Oare dacă voi călca în Iordan, se vor despica apele înaintea mea sau nu? Nici n-am ajuns luni seara, vine acasă și primesc un e-mail legat de povestea aceasta. Și m-am bucurat de el, pentru că am stat să mă gândesc la întrebările care mi s-au pus. Repet întrebarea. Oare dacă prin ascultarea credinței pășesc în Iordan, apele se vor despărți înaintea mea? Acum depinde de așteptările pe care le am. Mă întorc înapoi în cartea Iosua. Iosua a zis copiilor lui Israel, apropiați-vă și ascultați cuvintele Domnului Dumnezeului nostru. Iosua a zis, prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru și că va izgoni dinaintea voastră pe cananiți, pe hetiți, pe heviți, pe fereziți, pe ghegasiți, pe amoriți, pe ebusiți sau, într-un cuvânt, pe dușmanii voștri. Ba, despărțirea Iordanului n-a fost o minune ca ei să simtă bine. Poate că le-au prins bine să meargă pe uscat și nu prin apă, mai ales că aveau bărbați, femei, copii, bătrâni, animale, toate cele trebuiau să treacă prin apă. Dar toate acestea erau în vederea intrării în moștenire, în vederea începerii campaniei împotriva dușmanilor. Acum dați-mi voie să mut Iosua pe planul nostru. Noi nu avem de luptat împotriva ghirgasiților și cananiților și heviților și fereziților. Nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Noi nu avem de cucerit o patrie pământească, o moștenire pământească. Dușmanul nostru este de altă natură. Întrebarea mea este, dacă pășesc prin credință în Iordan, oare voi avea biruința asupra dușmanilor mei? Puterea lui Dumnezeu va fi operantă și pentru mine? Dușmanul meu este firea mea pământească, carnea, cu patimile și poftele ei. Crun dușman. Dragii mei, nu știu de câte ori ați rămas cu mâinile lăsate jos, biruiți de el. Eu am fost, cred că și tu ai fost, știi ce înseamnă lucrul acesta. Ascultați-l pe Pavel vorbind în Galateni. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul, călăuziți sub puterea Duhului, în controlul, lăsați pe Duhul în control asupra vieții voastre. Și nu împliniți poftele firii pământești. Firea pământească poftește împotriva Duhului, Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute, sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjbile sau vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, neînțelegerile, certurile de partide, dezbinările. Cei ce fac astfel de lucruri nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu, conchide Pavel. Nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Oare dacă prin ascultare pășesc în apele Iordanului, se vor despărți apele înaintea mea? Voi avea biruința asupra dușmanilor mei? Voi putea intra în moștenirea pe care Dumnezeu mi-a pregătit-o? Dragii mei, încurajarea vine din Scriptură. Păcatul, toată lista asta lungă se cheamă păcat, nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Asta e singura condiție. Dacă vrei să trăiești o viață de biruință, trebuie să fii grabnic la a accepta moartea. Moartea prin mărturisirea păcatului, prin despărțirea de el, oricât de tare doare. Nu o faci singur, o faci cu ajutorul Duhului Sfânt, dar în felul acesta treci de sub lege, sub har. Iar când ești sub har, puterea păcatului este frântă, lanțurile cad și Iordanul se despică înaintea ta, așa e biruință asupra faptelor și poftelor firii pământești. Moștenirea noastră nu este o țară pământească. Dragii mei, realmente nu contează dacă ești sărac sau bogat. Țin minte, eram copil când a murit tatăl meu și tare mult mi-a lipsit în viață, foarte mult. A trebuit să ducem greul ca și copii și de multe ori mă întrebam, de ce, Doamne, unii se nasc în familii bogate, au toate la îndemână, iar eu trebuie să mă scol la 3 dimineața să vând 6 coșuri de prune să pot să cumpăr pâine. Și asta în fiecare zi. De ce trebuie să umblu cu haine cârpite? Mama ta ne-a învățat,
nu-i rușinos să umbli cârpit, e rușinos să umbli murdar. De ce nu pot să văd unt și ciocolată pe masa mea, ca și copiii din jurul meu? De ce nu pot să am un foștomoc de sute de lei în vremea aceea, cum avea colegul meu de bancă, al cărui părinți erau suspuși? Mai târziu, când mama m-a scos de la liceu și m-a dat la profesională ca să aduc banii în casă mai repede, să-mi țin surorile la școală, m-am întrebat, Doamne, dar de ce eu? Și în frământările mele de copil și de tânăr mai târziu, Duhul lui Dumnezeu mi-a spus o vorbă pe care am dus-o cu mine. Ceea ce vreau să fac în tine nu depinde de cât de bogat sau sărac ești, de cât de sus sau jos ești pe scara socială, de câte realizări sau nerealizări ai pe planul profesional. Ceea ce am de făcut în tine depinde doar de ascultarea ta de mine. Dragii mei, asta mi-a liniștit inima. Moștenirea noastră nu depinde de faptul că ești sănătos sau bolnav, de faptul că ești bogat sau sărac, de faptul că ești realizat sau nu, de faptul că ai viață lungă sau viață scurtă. Nu depinde de aceste lucruri. Cu alte cuvinte, nu astfel de iordanuri trebuie să despartă înaintea mea. Moștenirea mea are o altă dimensiune. Roada Duhului sau chipul lui Hristos, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Poate veți zice, dar astea sunt lucruri grele de cucerit. Asta e Iordanul pe care nu se desparte înaintea mea. Ai curajul să calci în apă? Dacă da, Duhul lui Dumnezeu, observați, este roada Duhului. Nu este roada mea, este roada Duhului. Nu poți fabrica tu, nici eu. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei, au fost dispuși să moară. Și dacă au fost dispuși să moară, Hristos a avut libertatea să trăiască în viața lor. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Cum umbli prin Duhul? Simplu? Prin credință. Nu talpa piciorul tău va despica Iordanul? Indiferent că e vorba de înfrângerea dușmanilor tăi sau de îmbrăcarea chipului lui Hristos, ci puterea lui Dumnezeu. Dragii mei, doar ascultarea credinței activează puterea lui Dumnezeu în viața noastră pentru intrarea în moștenirea pe care El ne-a pregătit-o. Citiți cu mine adevărul din capitolul 3 și nu credeți o boabă din ce v-am spus. Aveți o inimă ca bereienii. Duceți-vă acasă, luați Noul Testament și răsfoiți-l și veți vedea că păcatul ridică un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și dacă păcatul este prezent, poți să te rogi, poți să cânți, poți să pui în perș, poți să faci binefaceri, poți să faci ce vrei. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și se cera. Ce seamănă în firea lui pământească, adică cultivând păcatul, va se cera? Va se cera? Va se cera? Putrezirea, scuvintele lui Pavel. Cine seamănă în Duhul va se cera viața veșnică. Citiți cu mine adevărul. Doar ascultarea credinței activează puterea lui Dumnezeu pentru noi. Primul pas, prin credință, accept lucrarea Duhului și mă pocăiesc. Pasul al doilea, prin credință, calc în Iordan. Legea Duhului de viață în Hristos. Dragii mei, dacă cutia aceea pe care o purtau pe umeri preoții era o simplă cutie poleită cu aur, cu sculpturi și cu nu știu ce, spuneți-mi, s-ar fi despărțit Iordanul? Tot ar mai fi avut o nădejde. Ar fi intrat până la glezne, până la brâu, până la piept, ar fi intrat un pic peste cap, s-ar fi ținut bine de rudele, și ruda aceea i-ar fi ținut deasupra apei aproape, cred eu, dacă îl las mintea să fugă. Nu, Iordanul nu s-a despărțit în fața unei cutii, ci în fața Dumnezeului întregului pământ. El este cel ce șade între heruvimi. Dacă Hristos este în mine,
Dragii mei, Iordanul nu se desparte în fața mea, pentru că eu am o credință puternică, ci se desparte înaintea celuia prin care au fost create toate și care, după ce a înviat din morți, a fost înălțat mai pe sus de orice domnie, orice stăpânire, orice putere, orice nume care poate fi numit, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. Și de aceea legea Duhului de viață este operantă doar în Hristos. Numai în fața Lui fuge moartea și numai El aduce viața. Amin. Amin.